plăti bilet la un spectacol al ei. Cu siguranță o veți căuta pe internet, îi veți da like-uri și cu siguranță o veți asculta. Una singură însă a primit cele mai multe voturi la 1-3-1-3 pentru seara de finală X-Factor 2014. Ea este... Câștigătoarea X-Factor 4 2014 este Adina Răducan! Și primul câștigător femeie. La doar 16 ani, noi cunoscându-ne de la 15, a crescut aici pe scenă, a fost un an foarte frumos și iată acum, luând banii, dar mai ales titlul X-Factor 2014 și un premiu în valoare de 100.000 de euro. Alături de Adina este mentorul Horia Brenciu, un mentor categoric fericit pentru un an de zile, dar și poate cel mai dibace mentor pe care l-am cunoscut de când facem X-Factor, Ștefan Bănică. Ca să fim la egalitate, în primul sezon a dat Dani banii, în al doilea l-am dat eu, în al treilea din nou Dani. De data asta, hai mă să-l dăm împreună. Doamnelor și domnilor, așa arată o mână de fată cu un premiu enorm. 100.000 de euro. X-Factor România. X-Factor sezonul 4. Poartă de astăzi un nume. La 16 ani, ea este Adina Răducan. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, cuvintele sunt de prisos, n-am să vă spun decât bună seara și iată, o avem alături de noi pe Adina Răducan, câștigătoarea concursului X-Factor. Bine ai revenit la Buzău, bine ai revenit bine în studioul regăsit. Nostru, Adina. Ce faci? Cum te simți? Mă simt foarte bine și mă bucur că am revenit înapoi la Buzău după toată nebunia care a fost acolo la X-Factor și mă bucur mai mult de atât că m-am întors învingătoare așa cum îmi doream. Noi ne bucurăm să te avem alături de noi. La un moment dat, în momentele acelea foarte, foarte strânse, colegii mei spuneau, o să păstrez mesajele să-i arăt că am votat-o. Să știi că și noi am fost alături de tine, așa cum de altfel și colegii tăi au fost alături de tine. Noi chiar am difuzat un reportaj în zilele acelea. I-ai simțit alături de tine? Mai mult ca niciodată. Mi-am simțit familia, mi-am simțit prietenii, școala alături de mine, liceul de artă a fost mai mult ca niciodată alături de mine și i-am mulțumit doamnei directoare, mulțumesc și acum tuturor celor care s-au strâns acolo în curtea liceului, a făcut filmulețe de susținere, a însemnat enorm de mult pentru mine acest lucru. Și da, faptul că au fost toți alături de mine m-a încurajat foarte mult atunci când eram acolo. O să te rog să-mi dai voie să citesc un pasaj foarte scurt, să văd dacă ți-amintești. Această copilă minunată care m-a vrăjit cu vocea ei încă de prima dată când am văzut-o și am auzit-o. Așa începe să vorbească Horia Brenciu despre Adina Răducan, cea cu care a făcut duet de nenumărate ori. Este vorba despre o fetiță de numai 11 ani, dar care are o voce deosebită, cu care uimește pe toată lumea care o ascultă. Nu, n-am greșit, doamnelor și domnilor. Adina Răducan are 16 ani împliniți chiar pe scena X-Factor, dar așa suna materialul de presă pe care îl scriam eu în decembrie 2009 despre Adina Răducan, cea care la momentul respectiv m-a impresionat pentru faptul că era un copil, clasa a 5-a, da. A 6-a era Adina, da? Da, da, exact. Și n-am
dat eu prea mare importanță până în momentul în care n-ai de, până în momentul în care ai deschis gura. Îți mărturisesc că prima dată când te-am ascultat cântând, m-a impresionat cu totul. E vorba românească, că ți se face pielea de găină, știi? Asta am simțit și eu. După aceea am stat și am urmărit pe internet reacțiile lui Horia Brenciu. Îmi amintesc că tu, dacă nu mă înșel, ai fost cadoul pentru Horia Brenciu la una dintre aniversări. Prietenii lui te-au adus la aniversare, da? Pentru că era îndrăgostit de vocea ta. Da, așa este. Iată, l-ai avut alături de tine. Sunt convinsă că va fi și va rămâne toată viața alături de tine și va veghea de acolo din spate să nu faci un pas pe lângă, să mergi doar pe drumul drept. Așa. Ce înseamnă Horia pentru tine? Nu cred că a fost o întâmplare faptul că am ajuns din nou la Horia în echipă și, uite, lucrurile nu se întâmplă așa întâmplător. Eu pe Horia l-am simțit ca pe un tată, pot să zic, în toată perioada asta și a fost, din punctul meu de vedere, cel mai dedicat mentor și nu cred că întâlnești așa de des un om care pur și simplu să renunțe și la familie. Deci noi duminică seara stăteam la repetiții până la 12 noaptea și vorba aia duminică seara și erau, țin minte, chiar pe 24 decembrie noi eram acolo la repetiții. Nu știu cum să rezum așa tot ceea ce a făcut Horia pentru mine și cum s-a dedicat. Înseamnă foarte mult ajutorul lui și mă bucur că am avut șansa să fiu în echipa lui. Au fost momente când ai zis gata, nu mai pot și simțindu-l pe Horia lângă tine, ai te ridicat și ai plecat mai departe? Da, au fost nenumărate momente în care eu și Horia am avut niște mici divergențe, să zic, și ne-am certat puțin pe alegerea pieselor pentru că nu eram de acord și eu n-am mai cântat în română și nu neapărat, dar nu-mi plăcea să cânt în română, mi se părea că n-am nicio șansă, că lumea n-o să mă voteze și n-o să am niciun fel de șansă, dar... Totuși am zis că trebuie să-i acord încredere și el a trecut prin astfel de experiențe, știe mai bine. Și până la urmă, cu chiu cu vai, am reușit eu să renunț la orgoliul meu și să îmi pun toată încrederea în el și acum îmi dau seama că a fost cea mai bună decizie. De ce vorbești la trecut? De ce spui nu-mi plăcea să cânt în românește? Nu credeam, acum îți place da. Să cânti în românește? Asta vreau să zic, că pe parcurs mi-am dat seama că muzica românească e foarte frumoasă și avem niște valori atât de mari. Iar eu, nu știu, asta vreau să subliniez, schimbarea asta, pentru că înainte nu aveam impresia că am vreo șansă la un concurs cu o piesă în română. Mi se părea o piesă slabă, eu fiind obișnuită cu melodii din astea, gen Whitney Houston, Mariah Carey, adică pentru că eu asta cânt și cu asta m-am obișnuit. Atunci când mi-a venit cineva și mi-a arătat Loredana Groza, eram... Deși Loredana Groza e o voce foarte mare a României, nu am avut încredere. De asta vorbesc la trecut, pentru că acum m-am schimbat și am o foarte mare apreciere pentru muzica românească. Mă surprinde să spui lucrurile astea, pentru că la primul meu interviu cu tine îmi spuneai că mama a fost cea care ți-a descoperit vocea, pentru că tu cântai melodiile trupei Andre și ale lui Nico prin curtea bunicilor. Da, așa este. Când eram mică, ascultam Andre, Nico, Nicola. Pe atunci n-aveam multe alternative, dar, mă rog, trecând timpul am început eu să descoper muzica asta, nu știu, despre care vorbeam și de asta m-am îndrăgostit de muzica aia. Și pur și simplu am renunțat să mai ascult melodii în română. Însă, repet, mi-am dat seama, pentru că am cântat foarte multe piese din X Factor, au fost în română, și Iartă, și Bună seara iubite, și Galbenă gutuie, și Galbenă care gutuie. Mie mi-a plăcut enorm și cred că mulțumesc, n-am fost mulțumesc. Singura. Mulțumesc din suflet, da, așa este. Am primit foarte multe aprecieri pentru piesa respectivă și din nou spun că nu am avut încredere. A fost un colind, dar pe care am dorit să-l cânt nu ca și cum ar fi doar un simplu colind. Am vrut să fac o piesă mai amplă, să zic. Și mă bucur că am primit atâtea reacții pozitive pentru Galbenă Gutuie. Aș vrea să luăm un pic cu începutul și să ne povestești cum ai ajuns la X Factor. A fost prima tentativă? Inițial, eu sincer nu am vrut să particip la X Factor. Nu credeam că am vreo șansă la un concurs de acest gen, pentru că într-adevăr, eu am mai avut niște tentative înainte și am mai apărut la câteva televiziuni și la câteva concursuri de acest gen. Însă mă gândeam că, nu știu, X Factor este mare și eu, 16 ani, vin, iată, au venit oameni de peste 20-25 de ani care au foarte multă experiență și multă pregătire în muzică. Și nu am avut încredere să participă, însă mi-am avut alături pe părinții mei și pe prietenii mei care m-au tot susținut și au zis, băi, că
trebuie să te duci, pentru că ești talentată și iată, din păcate, nu ai foarte multe alternative, e o șansă pe care n-ar trebui să o ratezi. Și așa am plecat la audiții, la primele audiții, unde eram foarte, foarte emoționată. Din cauza Când au fost primele audiții? Pentru că telespectatorii nu știu foarte multe din spatele acestor concursuri. Când au fost primele audiții? În vara anului 2014 au fost audițiile. Și nu venea să cred că mă aflu acolo, sincer, nici acum nu vine să cred că am câștigat până la urmă acest concurs. M-am dus foarte emoționată și știam că Horia este în juriu. Inițial, când m-am înscris la concurs, nu știam cine va face parte din juriu exact, apoi am aflat de Horia. Și sincer, mi-am dorit de la bun început să fiu în echipa lui. Stai, nu vreau să treci atât de repede de un anumit moment. Ce reacție a avut Horia când te-a văzut pe scenă? Prima dată. Țin minte momentul în care am intrat pe scenă și Horia s-a uitat așa, nu știa sigur dacă eu sunt și mi-a zâmbit, a râs, dar n-a spus nimic până când am terminat de cântat și a menționat faptul că noi am mai cântat împreună și ne-am mai întâlnit. M-a bucurat mult că m-a recunoscut și că a văzut schimbarea, pentru că eu când eram mică, bineînțeles că aveam altă voce, a intervenit schimbarea mea de voce între timp și mă bucur că a avut o reacție pozitivă după ce am cântat. Cu ce piesă te-ai dus? Am cântat Somewhere Over the Rainbow, o piesă destul de veche. Tocmai asta m-a surprins, că era o piesă veche de acum mulți ani și nu mă așteptam ca lumea să reacționeze. Publicul s-a ridicat în picioare și era ok, lumea nu știe piesa asta, dar iată că interpretarea a fost mai bună decât piesa în sine, adică până la urmă asta a atras. Până la urmă, vocea ta este, și o spun specialiștii, nu o spun eu, este una extraordinar de puternică și probabil că asta a și ridicat sala în picioare și modalitatea de interpretare. Pe de altă parte, mai surprinde un lucru, eu ți-o mărturisesc și ți-am spus, te-am întrebat și când ai venit. Tu nu mai crești, ești practic un copil, iar în momentul în care începi să interpretezi cu atâta forță o anumită melodie, e normal să impresionezi și probabil că lucrul ăsta o să-l faci toată viața ta atât cât vei cânta și alegându-ți melodii puternice care să te pună în valoare, sunt convinsă că vei reuși lucrul ăsta în continuare. Cum a fost când ai trecut de audiții? După ce am trecut de audiții, nu știu, mi-a trebuit așa un moment de răgaz pentru că nu venea să cred. Sincer, nu venea să cred. Și eram foarte nerăbdătoare să trec de următoarele etape și să văd ce se va întâmpla. Iar la bootcamp, pentru prima dată în viața mea, pentru prima dată pe scenă, am plâns. Nu mi s-a întâmplat niciodată, pentru că de obicei îmi stăpânesc emoțiile foarte bine. Dar în acest concurs, trebuie să recunosc că nu mi-am putut stăpâni emoțiile pe scenă de foarte multe ori. Cred că la fiecare ediție, probabil că în unele momente s-au și văzut și de asta am și plâns și m-am descărcat pe scenă, pentru că eu așa sunt o fire foarte sensibilă și plâng din orice. Dar una peste alta, bootcamp-ul, experiența aceea cu scaunele și apoi duelurile m-a întărit pe mine și m-a pregătit foarte mult pentru gale, după cum se știe foarte bine la etapa duelurilor, când am rămas eu și Monica. Horia a trebuit să aleagă pe una dintre noi și a durat ceva vreme până s-a hotărât. Iar ai avut emoții atunci? Asta vreau să spun, că în momentele alea nici nu mai știam ce să cred. Ce vrea Horia să facă? Nu-mi dădeam seama, pentru că Ștefan a zis așa, cu ce vrei să mergi mai departe? Cu sensibilitate sau cu forță? Și, într-adevăr, e o decizie destul de grea de luat între sensibil sau, știți, sensibilitate sau forță. Și atunci, nu știu, îmi treceau toate gândurile astea negre prin cap. O să plec acasă, nu? Și până la urmă, când am auzit că vom trece împreună, a fost, nu știu, o veste, mai ales că nu mă așteptam, adică... L-ai fi condamnat dacă ar fi făcut cealaltă alegere? Nu cred că aș fi fost în măsură să condamn alegerea lui Horia, pentru că s-a demonstrat de atâtea ori că el știe cel mai bine ce face și cu alegerea pieselor și cu tot ceea ce a făcut el în concurs până la urmă. Nu știu, cred că schimbarea asta de regulament a făcut-o pentru că așa a simțit și... Nu știu, nu pot să-i condamn decizia nici acum și nici atunci n-aș fi putut să o condamn.
Nu știu ce să zic. Cred că a făcut o decizie bună dacă, iată, m-am aflat și în finală și am ajuns, bineînțeles, cu ajutorul Dumnezeu, pentru că eu sunt credincioasă, am ajuns să câștig acest concurs. Cu ajutorul lui Dumnezeu în primul rând, cu așa ajutorul este. Părinților, da. A rudelor, a prietenilor și a tuturor celor care de-a lungul anilor au crezut în tine. Iată, ajungem la momentul special, în momentul în care ai fost anunțată câștigătoare. Prima fată din istoria concursului, o vârstă mică, foarte mică pentru ce se prezintă la concurs, 16 ani, te-ai fi gândit că astea sunt impedimente care să te facă să nu câștigi acest concurs? Au fost momente în care mi-am pierdut foarte mult încrederea în sine și m-am gândit că am 16 ani, sunt prea mică, nu cred că sunt destul de bună, nu cred că pot să fac. Într-adevăr, au existat foarte multe momente de acest gen în care pur și simplu stăteam și mă gândeam, măi, oare ce o să se întâmple, oare să trec mai departe, oare am vreo șansă? Și cu toate aceste momente, de fiecare dată când intram pe scenă, îmi fixam țelul ăsta și m-am văzut de la audiții până în final, m-am văzut câștigătoare. În mintea mea exista tot timpul imaginea cu mine câștigând și cred că această credință în visul meu, de fapt, m-a adus în punctul ăsta unde am câștigat concursul. Ce să zic, probabil că multă lume nu se aștepta ca un copil să câștige un asemenea concurs și tocmai asta am vrut să fac, să surprind pe toată lumea, să le arăt mai mult ca niciodată în finală că pot și că voi reuși. Da, deci pe lângă faptul că tu surprinzi oricum pe toată lumea cu vocea ta în momentul în care începi să cânti, iată, ai surprins pe toată lumea și cu acest lucru, cred totuși că nu ai surprins foarte mult pe cei care te știau și știau cum cânti și cum te comporți tu pe scenă. Sunt sigură că telespectatorii noștri așteaptă să te audă și cântând, motiv pentru care o să difuzăm melodia ta din finală, după care vom reveni în studio.
Foarte frumoasă melodia, foarte frumoasă tu, Adina, și mă impresionează, așa cum vorbeam și pe timpul pauzei, felul în care, și mi-ai mărturisit că și de la Horia ai învățat acest lucru, felul în care privești, în care relaționezi, practic, cu telespectatorul, cu omul din public. Aceste aspecte sunt extrem de importante. Cât de greu ți-a fost să le înțelegi, să le furi, practic, că sunt lucruri care trebuie și furate. Mi-a fost foarte greu să asimilez toate informațiile astea într-un timp foarte scurt. Noi aveam, nu știu, 2-3 zile în care repetam acolo în platou, cu tot cu camere. Și îmi doream să fac exact ce îmi spune Horia și mă concentram, mai ales în momentul în care știam că sunt live. Mi se adunau așa toate în minte și mi se derulau și știam exact ce trebuie să fac la fiecare moment. Pentru că, într-adevăr, este foarte important să ții ochii deschiși, să ai niște anumite gesturi cu mâna. Este extrem de important pentru că, bine, tu când cânti nu-ți dai seama, închizi ochii și trăiești melodia, dar pentru cel de acasă este foarte important. Este foarte important să-i privești și, practic, într-adevăr, să le ceri votul, pentru că despre asta este vorba. Tu înveți în momentul în care te privești cântând, în momentul în care te vezi pe scenă, cum a fost acum într-o filmare, te uiți, ești critică cu tine? Da, într-adevăr, de fiecare dată când mă privesc, sunt foarte critică și eu, și când sunt pe scenă, mi-aud greșelile, apoi stau și analizez după și văd ce ar fi fost ok să fac și ce n-a fost bine din performanța mea pe scenă, și de fiecare dată încerc să mi-o îmbunătățesc. Eu, de fiecare dată, sunt foarte muncitoare de fel, adică muncitoare în sensul care îmi place de fiecare dată să fiu, sunt foarte perfecționistă și îmi place ca ceea ce fac pe scenă să fie, nu știu, perfect, să nu-mi reproșez eu nimic mie, și asta mi-am propus și în continuare, pentru că pentru mine este și va fi tot timpul o muncă continuă și asta vreau să fac și în continuare. Lumea mă întreabă ce planuri ai, nu știu, să muncesc în continuare și să fac, nu știu, însutit ceea ce am făcut la X Factor. O să vorbim în continuare și despre planurile tale. Am primit un mesaj de la domnul Banu, de la domnul director de la Colegiul Național BPHD. Din păcate nu s-a încărcat tot mesajul. Tehnica, ce să-i faci? Am ascultat-o altfel în vară la concursul între licee. Era uluitor și acum am vocea în minte, spune domnul director. Ce să spui acum? E banal să spui felicitări. Mai degrabă trebuie spus respect. Avem și noi la HD voci. Din păcate, v-am spus, nu mi s-a încărcat tot SMS-ul. În final spune că te-ai consacrat prin vocea ta, Adina. Un mesaj foarte frumos. Promit mulțumesc că dacă frumos. Mi se încarcă tot, o să-l recitesc, pentru că asta arată cât de mult ești apreciată și cât de mult te iubesc cu oamenii. Mă bucur din suflet pentru lucrul ăsta și le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje pe Facebook, lumea care comentează în continuare și este alături de mine. Susținerea acestor oameni este cea mai importantă pentru mine, chiar mai importantă decât premiul, vreau să zic lucrul ăsta, pentru că atunci când ai publicul alături este mai important decât orice. Îți mărturisesc că noi ne bucurăm de faptul că ești a noastră, că ești buzoiancă. Vorbeam zilele trecute de toate nenorocirile care vin aici peste noi, peste Buzău. Iată, vin și lucruri bune. Ne bucurăm prin tine, pentru tine, și ne bucurăm că ești a noastră. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct și continuăm povestea cu Adina Răducan.